Îți cumpăr, zic eu. Vino aici că îți cumpăr. Ce-i să cumpăr? Orice își dorește. Și de unde să știi tu ce își dorești? Poți să-mi spună. Chiar vrei să-ți cumpăr ceva, măi? Ce vrei tu? Ia-mi zi. A? Chiticât? Am să-ți iau. Nu, 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 nu. Hai, treci la loc. În 1900, când Mozafar ad-Din Shah Qajar a văzut cinematograful în timpul călătoriei lui în Franța, i-a ordonat fotografului său Mirza Ibrahim Khan Akabashi să cumpere un aparat. Akabashi, vizitând Festivalul Florilor din Belgia și având deja un aparat de filmat, este primul iranian care a filmat o imagine video. Și au filmat anume trăsurile cu flori de la festival. Cât de simplu era în trecut să devii primul în istorie cu ceva, da? În 1903 în Iran apar primele cinematografe. Prima școală de film a fost deschisă în 1930 de imigrantul ruso-armian Ovanes Ohanian, care a studiat școala de artă cinematografică din Moscova. Inițial, Ovanes Ohanian a emigrat în India, Calcuta, și și-a deschis prima școală de film acolo. Din cauza anumitor dificultăți, el a decis să mute în Iran. Coincidența care mi se pare curioasă e că anume din Calcuta îi s-a tăiajit Rai, regizorul despre care noi am vorbit. Și Abbas Kiarostami, regizorul despre care vorbim astăzi, mulți îl compară cu Satyajit Ray, dar rădăcinile de fapt sunt școlile de film care și acolo și aici le-a deschis Ovanes Ohanian. Ovanes Ohanian mai întâi s-a dus în India, Calcuta, și el acolo a deschis o școală de film, după care s-a mutat în Iran. În Iran, din cauza dominației regimului Pahlavi asupra tuturor aspectelor culturii, cenzura severă care a existat, și asta e de prin 25 până în 79, o perioadă foarte lungă. Cinematografia iraniană întâmpina dificultăți enorme pentru a se dezvolta. Era mai că neschimbată. În această perioadă, unica formă cinematografică care exista, sau acele filme, criticii le numesc film farse. Acest termen este folosit pentru filmele din această perioadă, care sunt considerate de o calitate mai joasă, nu tehnică mă refer, în genere. Și toate aceste filme erau un fel de emitări a ieftine a Bollywoodului, Hollywoodului. Dansuri, muzic, tot ce vedem în Bollywoodul indian. În 1963, Farrokh Zad, regizorul, filmează scurtmetrajul documentar The House is Black. Reprezentările sale ale vieții într-o colonie combinate cu imagini artistice și propria ei poezie fac acest film unic și este filmul considerat astăzi precursorul noului val iranian care urmează să apară. Alte filme care au apărut în aceeași perioadă, un pic mai târziu, Noaptea Cocoșului de Farrokh Ghaffari, 64, Crămidă și oglindă de Ebrahim Golestan, 65, Siavuş în Persepolis de Fereydun Rahnema, sunt toate considerate a fi precursoare a noului val. Eu aici le spun pentru că pentru mine prezintă interes. Eu în viitor am de gând să mă uit la ele și am să pun postere și am să știu unde să nu le uit. Primul val al cinematografiei iraniene a apărut asemănător mișcării cinematograful paralel din India, când am vorbit despre Satyajit Ray, ca o revoltă la filmele populare existente, adică la aceste film farse cu muzică, dansuri și lipsite de adevăr, hai să spunem așa. Adică filmele care nu reflectau prin nimic problemele oamenilor, cultura iraniană și așa mai departe. Acest nou val iranian începe în 69 și se termină în 79, odată cu începutul Revoluției Iraniene. Primele filme considerate a face parte din această mișcare sunt Shohare Aho Khanum din 68, regizat de Davood Mollapur, Kesar, regizat de Masoud Kimiai, și Vaca din 69, regizat de Darius Mehrjoui. Alte filme importante realizate în această perioadă sunt Tranquility in the Presence of Others din 69, regizat de Nasser Taghvai,
Downpour, regizat de Bahram Beizai, și A Simple Event și Still Life al lui Sohrab Shahid, regizor despre care am vorbit anterior. Toate aceste filme au fost făcute până la Revoluția Iraniană din 79. Revoluția Iraniană mai este numită Revoluția Islamică, caracterizată de o serie de evenimente care au culminat cu răsturnarea dinastiei Pahlavi și înlocuirea guvernului său cu Republica Islamică sub marele Ayatollah Ruhollah Khomeini, un lider al uneia dintre fracțiunile de revoltă. După Revoluția Islamică, mulți regizori au părăsit țara. Cei mai notabili care au rămas sunt Amir Naderi, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi, Hossein Shahabi, Majid Majidi și Asghar Farhadi. Și anume perioada de după Revoluția Islamică și acești regizori care au activat este adevăratul noul val iranian, mai considerat și al doilea. In 1979, people were burning cinemas and no one was making any movies. Then one day, the Ayatollah's at home, he's watching TV, and out comes a movie called The Cow, which is a pre-revolutionary movie, but it's not a sexy comedy. It's about real people with real problems. He watched it and he said, actually, I'm not against cinema, I'm against promiscuity. So that one line, just that one sentence, and bam, they stopped burning the cinemas, they started making films again, and that one sentence saved Iranian cinema. Este o mișcare foarte importantă, pentru că are anumite trăsături unice care diferă de cinematografia europeană sau celelalte mișcări despre care am vorbit noi. Și totodată această mișcare a reușit și să influențeze cinematografia europeană și a mulți alți regizori din lume. Filmele iraniene au multe trăsături comune cu filmele de artă europene. Sunt foarte mult inspirate din neorealismul italian, adică sunt filme realiste. Cam tot ce am vorbit la tendințele realiste anterioare ale unor regizori se atribuie și la filmele iraniene, dar ele mai au un ceva unic iranian. Sunt foarte poetice, în mare parte ne vorbesc despre viața de zi cu zi a oamenilor simpli, într-o formă care șterge granița dintre ficțiune și documentar. Pe alocuri parcă e ficțiune, dar pe alocuri, prin veridicitatea și tot ce se întâmplă în cadru, nu-ți vine a crede că nu este realitate pură, da? Adică documentar. Și se joacă atât de bine cu... limbină atât de bine că nu-ți dai seama unde se termină realitatea și unde este ficțiunea în forma ei, gen a reproduce realitatea, a înscena-o, da? Înțelegi? Sper că e clar ce spun. Deci această abordare unică de a face film până la ei i-a inspirat pe unii regizori de film europeni să emuleze acest stil. Ca de exemplu, filmul In This World din 2002 al lui Michael Winterbottom este considerat un omagiu adus cinematografiei iraniene contemporane. Unii din ei sunt foarte mult inspirați din povestirile și poeții persani, ca de exemplu poeziile lui Omar Khayyam. Această mișcare a devenit mai auzită datorită unora dintre ei și unul din cei mai importanți regizori acestei mișcări este nimeni altul decât Abbas Kiarostami, regizorul despre care vreau să vorbim. Kiarostami s-a născut în Teheran în 1940, de mic copil a fost atras de pictură, la 18 ani câștigă un concurs în pictură și aici îl face să ducă să învețe la Universitatea din Teheran de arte plastice. Cu acest talent și studiile care le-au făcut, el a început să lucreze în domeniul publicității, pot spune așa? Îndeplinea funcția de designer grafic, ilustrator, făcând, proiectând tot felul de afișe și chiar filmând spoturi publicitare. Din 62 până în 66, el a filmat aproximativ 150 de spoturi publicitare. La sfârșitul anilor 60 a început să creeze titluri pentru filme iraniene. Asta e prima lui experiență în film. În 1970, când noul val începuse deja, Kiarostami a ajutat la înființarea unui departament de filmare la Institutul pentru Dezvoltare Intelectuală a Copiilor și Tinerilor din Teheran. În același an, el filmează primul său scurtmetraj de 12 minute, care se numește The Bread and Ali. Departamentul a devenit unul dintre cele mai renumite studiouri din Iran, producând nu doar filmele lui Kiarostami, dar și a altor regizori. Filme
apreciate, create de acest departament sunt The Runner și Bashu The Little Stranger. Dacă e născut în 40, în 70, la 30 de ani, Kiarostami debutează cu acest scurtmetraj. O perioadă lungă de timp, Kiarostami a filmat mai multe scurtmetraje, câteva documentare, dar a avut și tendinții de a filma lungmetraj. Dintre aceste filme timpurii ale lui, mie îmi place foarte tare filmul Călătorul din 74. Unul mai cunoscut este Reportajul din 77. Până în 87, Abbas Kiarostami mai puțin era auzit în afara Iranului. Reieșând din filmele care le-au făcut în această perioadă, putem observa anumite teme comune și niște trăsături, niște căutări mai degrabă regizorale, care se transformă într-un stil al său. La el, mai bine ca la oricare altul, cred eu, iranian, să observă această estompare a realității și ficțiunii, ștergerea graniții dintre realitate și minciună. În primele lui filme, el foarte des lucrează cu copii care n-au nicio treabă cu filmul. Cum se întâmplă de obicei când te apuci să faci un film? Există viața reală în care te afli tu, regizorul, cu echipa ta de filmare și există istoria pe care o povestești tu, da? Și în filmul pe care tu îl faci, nici de cum nu intră elemente din viața reală. Parcă legea nu spune, nu dă voie așa să se întâmple. Sau nu știu cine, e regulă. De regulă, lucrurile din afara filmului pe care îl povestești tu nu au voie să intre în cameră, da? Păi la Kiarostami cumva, iată, nu că granița dintre genuri ca ficțiune și documentar se șterge, dar și granița dintre ce își povestesc și lumea din care eu, ca regizor, fac parte, tot se începe a șterge. E un efect foarte puternic, de credibilitate, mult mai puternic decât să-l poate da un film documentar pur. Sigur că poți face asta într-un mod foarte prost, dar felul cum o face el, o face de dragul adevărului pe care vrea să-l povestească. Am zis că până în 87 mai puțin era auzit în afara țării. În 87 el face filmul Unde-i casa prietenului și acest film îl face mai auzit în afara țării. Este un film despre un școlar care la o lecție întâmplător ia caietul colegului său, fără să-și dea și el seama, când spun școlar, asta e clasa, nu știu, a patra maxim. Din nou copil în rol principal. Are un profesor foarte sever și ajungând acasă, când vrea să-și facă temele, își dă seama că a luat caietul colegului. Ca prietenul lui să nu aibă probleme, pentru că profesorul e foarte sever, decide să-l ducă. Dar colegul trăiește în satul vecin. Când îi spune maică-săi, părintele, om matur fiind, nu vede în asta o problemă atât de gravă. Ei, să-l dai data viitoare la școală, lasă, ajută-mă pe acasă. Și el decide pe furiș să ducă și să caute unde trăiește colegul ca să-i dea caietul și așa să nu aibă probleme. Dar el nu știe unde se află casa prietenului lui, știi, și denumirea filmului. Și ca să-l găsească, este nevoit să se apropie de un om, de-a doilea, de-a treilea și să întrebe unde trăiește cu tare sau cu tare. Și această aventură, pe de o parte, personajul principal fiind copilul care caută casa, pe fundal noi vedem satul în care el trăiește, oamenii, fiecare cu obiceiurile societății date, tradițiile, documentul. Aici se ascunde documentul sau partea de documentar. Iată cum se amestecă în acest film documentarul cu ficțiunea. Ficțiunea e băiatul care are un scop și se duc caietul și documentarul e tot ce se întâmplă pe background în timpul ăsta. Ăsta e filmul care îl face un pic auzit peste hotare și de aici se începe adevărata carieră cinematografică a lui Abbas. Acest film cu filmul din 92 Life and Nothing More și filmul din 94 Through the Olive Trees este trilogia Cocker sau mai este numită trilogia
Tremurului, trilogie lui Kiarostami. Cocher este satul unde are loc acțiunea în toate cele trei filme. De ce mai este numită trilogia Cutremurului? Pentru că filmele se referă la cutremurul Manjil Rudbar din 1990, când au murit 40.000 de oameni. Dar eu am spus că în primele filme a lui deja se observă niște teme comune, dar nu le-am numit, așa? Pe care mai apoi el le folosește des. Nu le-am numit, așa? Temele pe care le folosește Abbas sunt viața, moartea, schimbări și continuitate. Mai corect, viața și moartea. Adică nu-s despre moarte și nu-s despre viață, sunt despre viață și moarte. Schimbările care au loc în societate din cauza diferitor probleme și cum oamenii luptă pentru continuitate. Iată, cred că așa putem defini tema des întâlnită în filmele lui Abbas Kiarostami. Bun, ce-i cu această trilogie? Este o trilogie foarte interesantă. După ce vezi primul film din trilogie, Unde-i casa prietenului meu, și te uiți la următorul, Life and Nothing More. În al doilea film din trilogie, personajul principal este un regizor. Cu copilul lui merg în căutarea actorului, un alt băiat pe care l-a filmat în filmul lui anterior. Dar filmul lui anterior este Unde-i casa prietenului meu. Și el cu posterul filmului Unde-i casa prietenului meu merge în satul unde trăiește acel băiat ca să afle dacă el nu a murit în urma cutremurului din 90, pentru că ți-am spus, în fapta reală, a murit 40.000 de oameni. Și el este foarte îngrijorat să vadă, mă rog, vrea să vadă dacă e în viață. Și merge de la om la om. Pe fundal noi vedem oamenii care încearcă să-și revină în urma cataclismei. Aici ai schimbările și continuitatea, viață-moarte, ca temă generală a lui Kiarostami. Și îl caută pe asta. Așeași procedeu, sau așa schematic, se aseamănă foarte mult cu primul film, dar e despre cu totul altceva. E același ficțiune documentar, documentarul pe fundal. Și e o conexiune dintre ele și regizorul care merge și caută unde să află băiatul ăsta. Să zicem că tu te uiți la a doilea film, îl pornești pe a treilea din trilogie. Când te uiți la a treilea film, îl pornești, primul cadru, în fața apare un cu totul alt bărbat care stă cu mâinile în buzunar, se uită drept în cameră, salută și spune că mă numesc așa și așa, eu voi fi regizor, eu sunt persoana care voi juca rolul regizorului în acest film. Pe fundal acolo sunt niște femei și el spune, noi acum ne aflăm în sat cu tare, că facem casting pentru a găsi două femei, de exemplu, pentru anumite roluri. Se apropie de femei, în timpul ăsta pot să auzi că, dar și ne filmați pe noi acum, doar asta n-a să ne merească în film, documentară. Și pe parcurs noi să vedem că acest tip care s-a prezentat ca regizor, o căutat actor pentru filmul pe care vrea să-l facă, dar el vrea să facă filmul Life and Nothing More, unde rolul principal este jucat de un tip care este regizorul la Unde-i casa prietenului meu din 87, care... Ai prins legătura? De fapt și ies. Kiarostami face un film în care rolul principal este un regizor care filmează filmul Life and Nothing More, unde este un regizor care îl caută pe băiatul din filmul Unde casa prietenului meu, care chipurile astea l-au făcut. În afara filmului Unde casa prietenului meu, astea două au loc exact după cutremurul din 90. Ca să facă al treilea film, el trebuia să-și analizeze atent precedentul film, pentru că nu din start l-a gândit ca continuitate. Nu a fost nici prin cap să-i treacă că vrea să facă o trilogie. Și analizând filmul, s-a oprit la, mai mult acolo este o scenă, care în a treilea film apare ca, cum o filmat-o, știi, cu duble și personajul, dar e o scenă foarte memorabilă când privește al doilea film. Acolo este un tip tânăr care el proaspăt s-a căsătorit. Costum, ciorapi albi, în jur tot e praf dărmat după cutremur. Și foarte aspru, sever cu femeia lui, gen, unde sunt ciorapii mei, nu sunt ceva de genul ăsta, e comandă, ordonă. Și în a treilea film, el anume la această scenă se oprește și noi o vedem în duble cum e făcută. Și de fapt, când între dublele care se filmau, istoria care se povestește în al treilea film, acel tip este foarte tare îndrăgostit de femeia care joacă rolul soției lui.
în realitatea din a treilea film. Dar ăsta e doar un rol pe care ei îl joacă că sunt căsătoriți, dar în realitate el ca tare vrea să căsătorească cu dânsa și el încearcă să o cucerească și în pauzele dublilor el se apropie și el așa foarte rușinos și foarte cu minte și cum scade și îi promite, uite, eu am să învăț de doctor, eu am să am un salariu cu tare și așa mai departe și eu am spus să-ți asigur existența și nu știu ce, eu încearcă să o convingă și după care regizorul, așa suntem gata pe locuri, acțiune și așa, unde-s ciorapii mei? Știi, contrastul dintre... Apuiaca. Pe mine m-a dat gata conexiunea dintre filme, cum a făcut-o regizorul. Într-un interviu l-am auzit că avea de gând să apuși și de-a patrulea film. Legătura logică ne spune că dacă el făcea a patrulea film, asta trebuia să fie un regizor care filmează un film cu un, în rolul principal cu un regizor care filmează un film care... Asta era să fie... Nu, cred că 4 era să fie prea mult. Filmul despre care vreau să vorbim astăzi se numește Close Up, făcut în 90 și e făcut între primele două din această trilogie. Chiar dacă am mai vorbit despre acest film pe canal, o să încerc astăzi să spun maxim tot ce cunosc despre el. Este un film bazat pe fapte reale. La un moment dat a apărut într-un ziar un articol precum că un tip pe nume Sabzian s-a dat drept regizorul Mahmalbaf, regizor iranian care, când am enumerat toți regizorii din adevăratul val iranian, era și el acolo. Este unul dintre cei mai mari regizori, cel mai mari, cei mai cunoscuți regizori iranieni. Și nu știu dacă și în prezent, dar el a fost și președintele Asociației Internaționale Cinematografice Asiatice și ceva de genul ăsta. Sabzian, care s-a dat drept Mahmalbaf, a intrat în casa unor oameni simpli, acțiune suspicioasă, pentru că unicul gând logic sau explicație logică de ce ai face asta e că probabil vrei să furi cu tare casă. Alt argument are, nu poți să găsești. Și el este închis. Acest articol, chiar Ostamie îl citește, filmul ăsta aflându-se între primele două filme din trilogie despre care am vorbit, mă face să cred că chiar Ostamie nu a planificat crearea filmului ăsta la modul serios. Pur și simplu a fost atât de mult intrigat de acest articol că a decis să meargă și să analizeze el personal cazul. De ce acest om s-a dat a fi drept Mahmalbaf. Cu o cameră simplă, micuță, s-a dus la pușcărie, are un interviu cu el filmat, după care procesul de judecată unde Sabzian, tipul, trebuia să răspundă la toate întrebările ca judecătorul, în urma răspunsurilor, să vină cu decizia dacă te închidem sau nu te închidem și dacă te închidem, pe cât timp te închidem, da? Această judecată chiar Ostamie o filmează pe bune. De acest material, Abbas a avut nevoie ca să acumuleze informații pe baza căreia, pe urmă, probabil să facă un film. El a fost atât de mult atins de tot ce a vorbit Sabzian la acea judecată, încât a decis să facă film din materialul ăsta. Și neavând suficient material pentru a povesti filmul, a trebuit să filmeze pe oamenii implicați direct în această întâmplare, în acest eveniment. Este filmul în care fiecare actor se joacă pe sine însuși. Nu există niciun actor profesionist și din cauza dată în film există momente unde noi avem o calitate mai proastă pentru că documentarea a avut-o cu o cameră neprofesionistă, dar restul filmărilor, în scenările evenimentelor deja petrecute, le-au făcut cu o cameră profesionistă. Și putem, poate să fie așa, o scenă e necalitativă, o scenă e calitativă. Mai în scurt, este un film pe care Abbas l-a făcut așa printre altele, fără mare efort, cam ca și istoria lui Wim Wenders când, lucrând la un film, printre altele, a mai făcut și alte filme și unul din acele filme e filmul despre care noi am vorbit ca fiind unul dintre cele mai bune ale lui. Cam aceeași chestii se repetă și aici. Filmul începe cu o scenă în care un reporter intră într-un taxi și foarte grăbit vrea să meargă la casa unde se află în momentul de față Sabzian. Prin dialogul care îl are reporterul cu taxistul, noi aflăm toate informațiile și cât de important este acest eveniment pentru reporter. El spune o frază:
asemenea lucruri se întâmplă odată la 200-300 de ani și eu acum am ocazia, gen, să le, nu știu, scriu acest articol mega important în cariera mea ca reporter. Asta mă care امکان داره در ته سال هایی که کار میکنیم دو تا سه تا خبر جالب دست میاد. Părerea mea, asemenea filme screează odată la 200-300 de ani, pentru că multe din ingredientele acestui film n-au fost gândite de regizor, dar de la sine au apărut. E de parcă stelele au decis că omul ăsta trebuie să iei camera, să ducă și să filmeze acea judecată ca ulterior să vrei să facă film despre asta. E un factor extern care a apărut în viața lui Kiarostami și doar el putea să reacționeze la o asemenea chestie, pentru că anterior toată filmografia lui, cum am spus, e strâns legată de, pe lângă tema viață, moarte, schimbări, continuitate, îi place să joace cu filmul, film în film, trilogie, de exemplu. Bun, că el o dezvoltă mai târziu, după acest film. Dar el se juca, el permanent căuta sau avea tendința, încerca să joace cu filmul, să treacă în partea cealaltă a ecranului. Și doar un asemenea om putea să fie intrigat de un caz legat de, până la urmă, de ce? Cinematografie. S-a dat a fi drept un regizor, un om simplu. Deși oare? Reporterul, ajungând la casa unde se află acum Sabzian în interiorul ei, asta e scena reprodusă din trecut. În timp ce, și foarte interesant el aici povestește, reporterul intră în ogradă și în momentul ăsta acolo se întâmplă de fapt demascarea lui Mahmalbaf falsul în Sabzian, da? Adică el vine împreună cu polițiști, am uitat să spun. El vine cu poliția deodată. Acolo în interior, poliția în momentul ăsta îl arestează. Și reporterul ăsta face niște fotografii rapid. Noi asta nu vedem. Kiarostami ne filmează nou taxistul care nu are nicio treabă cu asta și lui tot una de tot ce se întâmplă acolo și așteaptă. Și în timp ce acolo pe Sabzian îl arestează și ești nou, spectatorul ne este interesant, taxistul ăsta se uită într-o parte, în altă, așteaptă, aude un avion, se uită la avion cum zboară, alături vede o mojilă de frunze uscate, măturate de cineva, se apropie cu văzut o floare, e floare și e, se uită la dânsa și în timp ce mai vede o floare, dânsul mai iei o floare, dar pe floare era o bancă. Asta e cadrul care pe mine m-a cucerit și m-a conectat maxim la film, ca eu să vreau să urmăresc atent tot ce se întâmplă mai departe. Cred că dacă nu făceam asta, nu știu dacă mă conectam atât de bine cu filmul ăsta. O bancă de, nu știu, de diclofos, de asta, de metal. În timp ce el ia floarea, banca asta se rostogolește. Și pe asfalt, la vale, începe să rostogolească și se aude sunetul ăsta de metal, bancă de metal goală pe asfalt. Și apare un cadru, punctul de vedere a taxistului care se uită la această bancă și cadrul ăsta e atât de lung, adică nu că e foarte lung, dar el e mai lung decât te-ai așteptat tu și totodată e despre nimic, e despre o bancă care se rostogolește pe asfalt. De ce pun accent pe lungime? Pentru că fiind mai lung decât te-ai așteptat tu, este foarte memorabil ție. Îți bag în cap, deși el ne arată această bancă. Știi, tu nu poți să uiți că ai văzut-o cum e să rostogolești. Și e să rostogolești până ajungi, nu știu, acolo, să lovească de bordura drumului. Ne întoarcem din nou la taximetrist, care mai așteaptă probabil un pic și la un moment dat iese din ogradă polițiștii cu Sabzian încătușat, îl bagă în mașină și în timpul ăsta reporterul se trezește că a uitat magnetofon, cumva el să înregistreze probabil sunetul, ceva de genul. Fiind atât de important pentru dânsul momentul ăsta de față și el e că n-a căscat, a uitat magnetofonul, începe să sune disperat la porțile vecinilor ca să îi întrebe dacă nu cumva îi iau. Și alergând la o poartă la alta să întrebe, la un moment dat aude că s-a găsit un magnetofon, îl ieșe foarte grăbit, dar taxistul de-am s-a dus și foarte grăbit aleargă la pușcărie, cred că, ca să iei interviu de la dânsul. Și când aleargă grăbit, cadrul din nou spre vale, se închide de banca asta, adică se închide, că-i de cuchiorul, știi, așa, de parcă s-a închidicat și băncuța mai departe se răstăgolește. Conexiunea, că el s-a împiedicat de o bancă care până anterior
o trecut ceva timp nou, ne-a băgat-o în cap fără să ne spun de ce și nu are ca tare sens, nu știu, gen, ai vrut ceva concret să spui cu asta, nu? Dar tu uiți și pe urmă el se împiedică. Nu, eu nu știu de ce, dar eu pur și simplu am memorizat asta odată pentru totdeauna. Și după care iar borcanul și ăla tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic se duce mai departe. Nu știu dacă am dreptate, încerc. Mi-a venit așa un gând nou. În genere, prin această scenă, a nu te plasa cu camera acolo unde se întâmplă cel mai important, dar a sta în afară și a ne arăta acest taximetrist care în genere nu îl interesează și se întâmplă acolo, el doar își face jobul, tu dedramatizezi situația. Acest element, borcanul de metal, e un element din scena cu ajutorul căreia tu probabil vrei să dedramatizezi acea situație. Dar de ce ai apelat la asemenea chestii? Pentru a arăta și negravitatea ei. Nu știu dacă există așa cuvânt. Înțelegi ce vreau să spun? Nu el un criminal, nu ușit pe nimeni, nu a făcut ca tare nimic, de fapt, nu a făcut nimic cu intenții răle. Este un caz ieșit din comun, nepericulos, hai să spunem așa. Și probabil cu ajutorul acestor elemente și stând în afara ce se întâmplă, tu dedramatizezi toată treaba asta, dar păstrezi suspansul și s-ar fi întâmplat acolo pe bune și tu încă nu cunoști omul și tu de-abia l-ai văzut cum el a intrat, dar încă nu a deschis gura. Și asta e intro-ul filmului, ca după asta să apară titlul și să înceapă să ne povestească istoria de unde până unde s-a întâmplat toată treaba asta. Cum, când el s-a dat Mahmalbaf, cum el s-a dat Mahmalbaf, deși el s-a dat Mahmalbaf și cum s-a ajuns ca el să capte încrederea acestei familii și să ne merească în interiorul ei, mai că să nu trăiască acolo, da? Mă rog, el nu dorme el adânși, dar el zi de zi, pe o anumită perioadă de timp, s-a aflat la ei pentru că el le-a promis lor că o să facă un film cu dânși. Cine este de fapt acest Savzian? Este un tip sărac, care soția l-a părăsit pentru că el nu așa are propria locuință, trăiește cu maică. Dar un tip care foarte tare iubește filmul și anume îi plac filmele lui Mahmalbaf și le cunoaște pe toate și atât de entuziasmat vorbește despre ele că doar datorită dragostii și entuziasmului cu care vorbește, așa i-au putut să-l creadă. Și în momentul în care el a nimerit în pielea unui om ca importanță care lui nu i se atribuie, pentru că el în viața reală nu prezintă nimic, lui a fost dificil să renunțe. Sau asta ca o plăcere, ca un drog, știi, îl provoca zi de zi să continue jocul, care ducea nicăieri, că nu a putea să ajungă el în punctul în care să facă un film despre cu dânșii, da? De ce se numește close-up? Close-up înseamnă gros plan, atunci când filmezi doar capul pe ecranul. Pentru că în mare parte, judecata, când Savzian răspunde la întrebări de ce ai făcut, ce ai făcut, majoritatea timpului el nu este nou arătat fiind filmat în gros plan. Acum încearcă să-ți imaginezi forța prin planului. Dacă eu te filmez pe tine în plan general, eu nu-ți văd atât de bine mimicile. Când în prim plan, pe un ecran mare, dacă ai să minți, este mare probabilitatea ca asta să se simtă. Deci tu poți convinge, nu judecătorul, dar pe noi, spectatorul, ne poți convinge acum doar prin maxima ta sinceritate. Și aici contează totul, respirațiile, felul cum gândești, faci o pauză, răspunsurile lui și sinceritatea cu care el vorbește, te faci să-l crezi și uimitor că un om atât de simplu, care nu are o școală, nu este un artist, nu este nimeni în viața reală, vine cu niște răspunsuri atât de profunde față de artă, în general, și cinematografie. Unele din frazele lui Savzian l-am auzit pe Scorsese să le folosească ca citat despre arta cinematografică. I'm thinking of Savzian. Is that how you pronounce it? Yeah. In close-up, when he's speaking before the court about why he pretended to be Moshe Mahmalbaf. Quote, they gave me their attention. He's talking about the family now that he deceived. They gave me their attention and respect, he says of the family. Quote, because of my passion for cinema, and above all because they respected me and supported me morally,
I really got into the part. It encouraged me to play the role better, to where I even felt I was a director. I really was. But when I'd leave and I'd head back home, I'd have to shed the character, unquote. And it's really the cinema that's inspired him. It's maybe a definition of cinema itself. So I'm so moved by this. I was so moved by that film. Având în cap o idee pe care vrea să o filmeze cu acești oameni și, foarte interesant, ideea care el vroia să o facă era despre doi prieteni. Unul împrumută celuilalt bani și într-o scenă ei ambii merg pe bicicletă, ceva de genul, pe motocicletă. Prin jurul casei, îmblând, căutând cadrele de unde, cum o să filmeze, și, de exemplu, el se uită, uite, așa și frumos arată casa, dar copacul ăsta nou îi încurcă. Ăștia tai copacul, târâi mobila, tot îl ascultă maxim posibil pentru că cred în el. El atât de bine joacă rolul încât oamenii îl cred. Marele regizor iranian și ei acum au ocazia să filmeze la dânsii. Dacă el le spune stai copacul ăsta pentru că el încurcă la cadru și nu o să putem filma casa frumos, aia ăștia tai copacul. Dacă el spune că este în moment, filmul lui trebuie să fie, nu filmul lui, eu dar mă singur încep să cred că el e Mahmoud Albav. Filmul lui, un film de-a lui Mahmoud Albav sau un film iranian important trebuia să fie proiectat la cinematograf. Și el spune, noi nu o să mergem la cinematograful din zonă, dar trebuie să ne ducem acolo, un oraș unde e mai mare, pentru că filmul trebuie văzut pe un ecran mare, cu calitate mai bună, nu se merită să pierdem, trebuie savurat maxim. Dar asta se află la o anumită distanță, presupune anumite cheltuieli. Când se întâmpla, și aici probabil și-l dădea de gol, că se întâmpla ca el să aibă nevoie de bani și să-și ară de la dânșii, să împrumute de la dânșii bani. Și chiar dacă el avea nevoie de o sumă nu tare mare, el nu-și putea permite în rolul regizorului pe care îl joacă să-și ară sumă micuță, pentru că asta l-ar da de gol. El cerea sumă mult mai mare, pentru că un regizor nu se joacă cu capii, știi? Regizorul e un om avut. Când trebuie să duc la cinematograful cel mai mare și mai calitativ, o a ajuns mai greu, nu știu, transport public sau mai a mers pe jos, așa și mai departe. Și s-a băgat așa înșițișor pe acolo să nu-l vadă nimeni. Ăștia, dar îl așteptau, nu-l vedeau și când l-a zărit, după unde ai fost tu? Că eu așa detașat de lume, că dacă pe mine să mă observe cineva, mușteța să înceapă autografe și nu știu ce știi. Până la urmă, el nu este acuzat, toți îl iartă. Momentul în care el iese de la judecată, ce face Mahmoud Albav? Eu ți-am povestit asta vreodată? Nu știu eu, Mahmoud Albav, ce face chiar ăsta mie? Iată, cred că aici e cel mai puternic mod de a rupe bariera dintre istoria care o povestești și realitatea în care tu te afli. Chiar ăsta mie, din partea cealaltă de drum, cu echipa lui de filmare, care se află într-o mașină și foarte șpionând, neobservați, filmează ieșirea lui Sabzian de la judecată, camera ascunsă. Îi organizează întâlnire pe viu cu Mahmoud Albav. Și ei, în cadrul pe care tu-l vezi în film, pentru prima dată în viață se văd. Neînscenat. Când tu îți vezi pe viu idolul, omul pe care atât de tare îl iubești, dar totodată tot ce s-a întâmplat din cauza prostiei tale, că te-ai dat a fi drept el, încearcă să-ți imaginezi ce ai simți. E fi foarte fericit și foarte rușine în același timp, da? Păi iată, noi vedem aceste emoții pe viu care se întâmplă acum, întâlnirea lor, că el cât de fericit, dar în același timp el vrea să se ascundă ca struțul în nasip și să înceapă a plânge. N-a con în caro, e? Ce e de birun? Ce e de birun? Bine, 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 istoria care el o promitea lua și ea ca să o filmeze, doi prieteni pe motocicletă. Și ei pe motocicletă se duc să cumpere un buchet de flori ca să meargă la familie și să-și iară scuză. Și când ajunge să cumpere flori, el n-are bani. De unde? Și el e nevoit să împrumute de la Mahmoud Albav și Mahmoud Albav îi dă bani. Toată scena asta e filmată din mașină, mașina lui chiar ăsta mic cu echipa. Am scăpat un detaliu important. Până să apară Mahmoud Albav, când ei îți văd pentru prima dată, noi auzim pe Kiarostami cu operatorul care vorbesc, gen sunetul este, dar și pârâi sunetul. Și sunetul care el înregistrează
Apoi, probabil eu pus microfonul lui Mahmal Baf, să știi, e la distanță și mai dispare contactul și e zgomotos, nu e calitativ. Și operatorul spune că da, cablurile este veche al lui Mahmal Baf, nu știu ce, gen, că tehnica e veche, nu cam prind din la distanță. Și toată scena e filmată din mașină, în urmărire. Nu intrăm în interiorul ei, doar de departe îi urmărim și sunetul permanent dispare, apare, dispare, apare, dispare, apare. Și aici apare o muzică, băi scurt, scena asta te emoționează, nu știu, poate nu toți, pe mine mă emoționează complet. Și filmul se termină cum e ajung la poartă și se riscoză. Din culisele filmului, în clipa în care familia care au avut de suferit, îl văd pe adevăratul Mahmal Baf, femeia se uită, că în fața ei stă Sabzian, vinovatul și Mahmal Baf, adevăratul. Și se uită la coada ochiului, știi, se uită la Mahmal Baf, se uită la Mahmal Baf și așa la observă. S-a întâmplat ceva? O să că nu te supăra, dar Mahmal Baf așa la alt era mai Mahmal Baf decât tine. Hai să stă tași, nu spune niciun cuvânt, așa la permanent vorbe, entuziasmat. Ce mai fost interesant în filmări? Filmul a fost făcut în, putem spune, timp record maxim o lună de zile, era gata. În 90, după filmul Unde-i casa prietenului meu, primul film care îl face un pic auzit pe Abbas peste hotare, el încă nu este un regizor atât de cunoscut, chiar o stămie, adică. Și mulți nici din Iran încă nu-l cunosc, nu-i dă așa de mare importanță. Lucrând cu acești oameni care nu sunt actori și care probabil nici n-l cunosc așa cum îl cunosc pe Mahmal Baf, pe platou de filmare, haos. Adică n-l ascultau, ei nu știu ce înseamnă asta, nu au disciplina unui actor. Era foarte dificil să lucrez cu ei. În această perioadă de filmare, chiar Ostami spune că au avut 4 zile și 4 nopți în care nu au dormit deloc din cauza la toate problemele care le avea pe platou de filmare. Și când au ajuns să filmeze scena în interiorul casei, dar care e casa pe bune, e familia pe bune și e casa lor pe bune. Și el trebuie să filmeze scenele care au avut loc în interiorul acestei case, inclusiv și arestul lui. Când se uită, nu-i Sabzian. Unde-i Sabzian? Dar Sabzian era afară, nu vroia să intre în casă. Se duce la dânsul și îl întreabă, ce s-a întâmplat? Nu știu, ți-i rușine, simți vinovat pentru ce ai făcut și acum gen nu poți intra în casă, da, așa. Că, și le-ai spus tu lor? Că ai să faci un film cu dânșii? Da. Păi hai, fă-le. Noi doar acum asta facem. Și a intrat și l-a filmat. În clipa în care filmul e gata și Abbas se uită la prima prezentare și în capul lui și ce-am făcut eu aici? Ca să realizezi pe cât de mult oamenii implicați acum în filmări nu-și dădeau seama ce fac. Nu realizau importanța la ce se întâmplă acum la moment cu ei, că ei nimeresc într-un film. Peste vreo 2 ani, probabil când au filmat a doilea film din trilogie, chiar Ostami se apropie de acest Sabzian să-i propună să fie actor, pentru că a fost mulțumit de rezultatul care l-a obținut în close-up. Sabzian, când a auzit, o leșinat, a intrat în com, nu-i vine să creadă. Filmul Close Up se află pe locul 42 în top 50 filme cele mai bune făcute vreodată. Și Sabzian, actorul principal din filmul ăsta, e unicul film în care el apare. Deci un om care n-ar avea nicio treabă cu filmul, care atât de mult iubește filmul, care atât de mult până la urmă a jucat într-un film din care face parte din cele mai bune 50 făcute vreodată. Știi? Uite și destin a avut omul ăsta. Adică Close Up a primit laude de la așa regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Werner Herzog, Godard, Nanni Moretti și a fost laudat în întreaga lume. Acest top 50 de filme a fost făcut de aproape 1000 de oameni cei mai importanți în industria cinematografică mondială și este un film care eu presupun că a fost făcut cu buget minim sau nu investiții mari financiare, cu tot ce, că, na, niște pelicule ai avut nevoie și oamenii ăștia cred că e convins.
Poate e remunerat cumva, poate nu, nu știu. În film sunt momente când se bate clacheta, dacă se iei un interviu de la vreun polițist și în cadru nimerește microfonul, nu este critic, este acceptat pentru conceptul filmului, pentru că el vrea să amestece ficțiunea cu documentarul. Și aceste apariții a echipajului sau oamenii din echipă contribuie la adevărul care se întâmplă aici și acum, care nu este jucat, dar totodată totul se află într-o structură gândită, narrativă, este un film de ficțiune până la urmă. Eu nu sunt sigur dacă Close Up în acea perioadă, în 90-91, ar fi căpătat laude internaționale. Mie mi se pare că filmul ăsta în timp a început să capete tot mai multe aprecieri critice și să devină mai cunoscut. În 97, chiar ăsta mi-e face filmul Taste of Cherry, care este unul dintre cele mai importante din cariera sa. Este filmul cu care el câștigă premiul Palme d'Or la festivalul de la Cannes. În acest film există un moment care eu foarte mult timp n-am înțeles de ce Kiarostami a făcut asta. Acesta e unul din puținele filme în care Kiarostami se limitează la istoria pe care vrea să ne povestească pe ecran, da? Fără a încerca de a rupe cumva realitatea, granițele ecranului. Dar când se ajunge la final și spornesc titrele, din scena din film începe un cadru larg, începe să apară echipa de filmare. Adică parcă la final oricum și-a băgat elementul lui. Și începe să apară echipa de filmare, unul cu microfonul, unul nu știu unde era ascuns acolo, un asistent și așa mai departe. Trece într-un making-of. Eu n-am înțeles de ce el a făcut asta. Mie foarte tare mi-a plăcut interpretarea lui Anatol Durbală când l-am chemat la Top 5 filme și el a vorbit despre acest film. El a primit acest gest ca o, dacă mi-amintesc corect cum a spus, ca un fel de a-ți reaminti încă o dată ție spectatorului că ce ai văzut tu numai ce este un film, este doar un film, nu este nimic mai mult decât un film. De ce el așa ar fi simțit asta? Pentru că adevărul probabil pe care îl simți în film este atât de puternic că ai putea la un moment dat să-l primești nu ca ficțiune, dar ca documentar, ca ceva real ce se întâmplă în fața ta. Și la final el cumva parcă îți pune cărțile pe masă și îți spune că nu, băiete, asta a fost pur și simplu un film, știi? Înțelegi? El parcă e conștient de adevărul pe care îl capte în film. Și totodată cel mai frumos feedback care l-am auzit vreodată de la vreun om față de creația lui Kiarostami a fost Tod Durbală, care a spus că în acest film, Taste of Cherry, el a avut senzația că Dumnezeu a coborât pe pământ în pielea personajului pe care noi îl vedem pe ecran. Filozoful francez Jean-Luc Nancy, scriind despre Kiarostami: granița dintre ficțiune și non-ficțiune este semnificativ redusă în cinematograful lui Kiarostami și în special în filmul Life and Nothing More. Filmele sale nu sunt nici ficțiune, nici documentare. Nu este nici reprezentare, nici reportaj, ci mai degrabă dovadă. Când am vorbit de Tashigahara, am spus că el de fapt e ikebanist, da? Deci el era foarte tare pasionat de ikebana și ikebana era activitatea lui de bază. Ca film el a făcut acolo vreo 4-5 filme și tot ca capodoperă. Dar nu era filmul activitatea lui de bază. Paolo Pasolini scria poezii, romani, pictură, tot ce le fășe. Multe alte activa în multe alte genuri de art. Păi chiar ăsta mic, când pe dânsul el vorbește prin interviuri, el zice: în primul rând mă consider poet, pe urmă fotograf și pe a treilea loc e filmul. Așa s-a întâmplat că filmul m-a făcut cunoscut în întreaga lume. Dar pe primul loc el pune poezia și el are, nu știu cât e, 200 de poezii, deci 200 de poezii ale sale sunt publicate în Walking with the Wind, se numește cartea, cred că. Are o colecție de fotografii numită Untitled Photographs, o colecție de peste 30 de fotografii, majoritatea cu peisaje de zăpadă, realizate în orașul său natal, Teheran. Fotografiile sunt făcute între 78 și 2003. Kiarostami, el însuși, considerându-se poet, având poezii scrise, în filmele sale reușește să surprindă esența poeziei persane și să creeze imagini poetice cu ajutorul peisajelor.
În câteva dintre filmele sale, precum Unde-i casa prietenului meu și The Wind Will Carry Us, poezia clasică persană este citată direct în film, evidențind legătura artistică și legătura intimă dintre ele. Personajele recită poezii de la poetul persan clasic Omar Khayyam sau poeți persani moderni precum Sohrab Sepehri și Forou Farakzad. Eu cred că anume Taste of Cherry, filmul cu care el a câștigat Palme d'Or, i-a adus faima mondială cea mai mare, da? Cel mai cunoscut și se devine atât de apreciat și atât de stimat, respectat de mulți alți cineaști prin individualitatea sa. Kiarostami este regizorul care experimenta foarte mult cu forma cinematografică. Anume de asta eu văd filmografia lui ca o căutare a unei forme noi cinematografice sau căutarea esenței cinematografice, probabil. Deci după anii 90, când deja el are și trilogia cu tremurului și close-up, filme făcute bine, are un film care se numește Ten, sunt 10 episoade în mașină. Prin acest film, experiment cu o cameră mică, de fapt, pare mi sunt chiar două camere, el le-a fixat în mașină. Am găsit pe YouTube making of, el împreună cu Jafar Panahi, cu un carton, nu știu cum a pus în interior, a fixat camerele de carton ca să fie bine fixate. Ideea este, recă-i dat, mașina s-a pornit, filmul se face fără prezența regizorului de a da indicații actorului. Și este actrița care interacționează cu 10 personaje și are dialogul în mașină trăit. Și în momentul ăsta camerele înregistrează. Și sunt 10 dialoguri, 10 personaje, 10 episoade. Simți încotro bate căutarea lui în a capta adevărul pur pe ecran, în a minimiza intervenția ta ca artist asupra realității. Pentru că orice operă de artă este realitatea plus intervenția ta. Una din pozițiile lui în a crea film era de a minimiza maxim echipa de filmare. El nici de cum nu alerga după a avea tot echipajul din lume, cel mai multe și maxim oameni și bugete și ca asta să fie calitativ pe ecran important, știi? Nu, minimum necesar de care avem nevoie ca să povestim această istorie. Și de asta, acum ne întoarcem la experimentul Ten, filmul Ten, cred că este unul din exemplele cu maxima minimizare a intervenției echipii până și a regizorului, știi? Să-l scoți de aici. Ia uite ce interesant. Ce poate fi mai mult decât a scoate regizorul într-o așa măsură, da? Din crearea unei opere? Are experimente și mai simple, ca de exemplu filmul Five, care mie mi-a plăcut foarte tare. Nu există nici actori, nu există nimic, știi? Mă întorc cu ce a spus Zăgăvirtu, film fără actori, fără scenariu, fără decor și fără inscripții și fără nimic, da? Există doar 5 cadre pe care el le filmează cu o cameră simplă, static, cadre puse și ceva se întâmplă. E lumea, e natura. Primul episod e pe malul mării cu o șotcă. O șotcă înseamnă o buturugă, da? Este așa cuvânt în română? Șotcă? Șotcă? Nu e. O buturugă. Este așa cuvânt, da? Stă o buturugă. Valurile bătute. Apele mării au tendința să mai încoașe leacră, da? Gen valurile îți vină mai mult, mai mult. Trunchiul ăsta, prin bătăile valurilor, care e tot mai tare și mai tare, valurile încep să-l tragă. Și la un moment dat valurile trag trunchiul în apă. În bătaia valurilor, el acolo fiind încolo încoașe, trunchiul ăsta la un moment dat se rupe în două. Și aceste două bucăți încep să se îndepărteze una de alta. Ca o bucată să ajungă pe mal, iar să fie trasă și gen să conecteze. Gata. Iată asemenea istorie, povestește chiar asta mie în filmul Five, ultimul episod. Și vezi tu un cadru. Valurile apei
Dar așa, lac, nu mare, așa, lent, lin se mișcă. Noaptea, cum le vezi? Cum ai putea să, să observi aceste valuri noaptea? Ia încearcă să-ți imaginezi. Lumina lunii, exact. Noi, ca tare, vedem reflexia lunii în valurile lacului și această reflexie ne dă forma. Și pe fundal, broaștele, multe. Și intensitatea neorcăitul broaștelor crește. Cum crezi, de ce? Tu ai crescut în sat. N-ai iaz? N-ai iaz în sat? Se zice că broaștele neorcăie când vine ploaia. Da? Serios? Da. Noi în cadru avem doar reflexia lunii în apă. Uh-huh. Și s-aud broaștele. Uh-huh. Și eu în mintea mea mă gândesc. Și chiar azi ploaie? Și stau cu gândul ăsta uitându-mă la lună și ascultând broaștele, dar cadrul durează lungușor. Și la un moment dat apar primele picături de ploaie și începe ploaia. Mm-hmm. Nu știu cum să... Eu nu știu mai mult ce să vorbesc. E un fel de a... Dacă înțeleg eu corect, de a prezice ceea ce se va întâmpla ca tu să filmezi acolo unde va fi. Înțelegi? Mm-hmm. Nu de a o... recrea. Și asta e dovada, cum a spus acela, da? Și adevărul, dovada gândului, intuiției tale, dovada, cred că, tu m-ai întrebat dovada la ce? Dovada la adevărul intuiției tale sau adevărul prezicerii gândului tău. Atât de fin și de să fie acolo unde se va întâmpla, în afara lunii, și, dar este acest simț este prezent în filmele sale. Mie foarte tare mi-a plăcut acest experiment. Uite cât de contrastant poziția și căutările lui în ceea ce înseamnă cinema în comparație cu toți restul. Atunci când toți caută cum să dezvolte cinematografia prin partea ei tehnică, că este strâns legată de evoluția tehnologică, da? Acest om, după anii 90, foarte aproape de acum, prezent cinematografia la apogeu, caută își caută limbajul cinematografic sau forma adevărată a ei, o caută prin eliminarea la tot ce înseamnă partea tehnică. Godard are un citat în care spune că cinematografia a început cu Griffith, pentru că acela a inventat montajul, bazele montajului, și s-a terminat cu Kiarostami, care cu asemenea experimente și căutări sau prin filmele sale te reîntoarce la rădăcini, pentru că este mult, nu că inspirat, că el până la urmă el are anumite inspirații, influențe, dar până la urmă filmele lui nu fac referință la altceva, la alte filme. El în filmele lui face referință la propriile lui filme, dar ca formă el îți trimit la acea esență cinematografică pură, care, părerea mea, care primii regizori în perioada filmului mut o atingeau prin căutările lor, că atunci erau experimentele de a înțelege ce-i cu această artă, înțelegi? Păi iaca, Kiarostami a declarat, nu ne putem apropia niciodată de adevăr decât prin... Adevăr? Minciună. Am auzit odată o frază. Adevărul nu există până nu-i povestit. Sau așa. A, nu. Realitatea. Voi, nu așa și ești, da? Adevărul nu există până când nu-i povestit. De ce? Pentru că tu istoria la școală o înveți. Da. Dar ce ești și înveți? A fost cineva povestit. Da. Dar dacă nu era povestit, tu nu învățai? Da. Păi? Mm-hmm. Prin a povesti înseamnă a crea. Eu în film povestesc ceva. Mm-hmm. Și asta în timp formează o istorie, o impresie față de trecutul nostru. Doar pentru că a fost cândva de cineva povestit. Iar la rândul ei fiecare creație nu este nimic mai mult decât o minciună. Paradox. Mm-hmm. Noi învățăm o multitudine de minciuni prin intermediul cărora aflăm adevărul.
Deci, filmele sale simple la prima vedere, dar foarte complexe ca mesaj și abordarea filozofică pe care o are, provoacă frecvent comparații cu regizori precum Andrei Tarkovski și Robert Bresson. În 99 a fost votat cel mai important regizor de film iranian. Akira Kurosawa a spus despre filmele lui Kiarostami: cuvintele nu pot descrie sentimentele mele despre aceste filme. Când Satyajit Ray a murit, am fost foarte deprimat, dar după ce am văzut filmele lui Kiarostami, i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a dat persoana potrivită pentru a-i lua locul. El a fost un prieten foarte bun cu Martin Scorsese. I s-au împrietenit la un festival de film studențesc. Erau ambii în juriu. Până la momentul acela, Scorsese nu văzuse niciun film de-a lui Kiarostami. Și nici nu știe cine e asta. Și detaliu, probabil tu ai să mă întrebi acum de ce Abbas permanent purta ochelari de soare. Pentru că avea o sensibilitate sporită la lumină. Și când îl vezi, tu nu știi cine e, el e cu tine în juriu, el stă chiar și în încăpiere cu ochelari de soare, foarte tăcut, cu minte, nu scoate un cuvânt. Îți trezești curiozitate, dar și în tipul ăsta misterios. Și în momentul în care îi povestești Scorsese, noi vedem aceste filme studențești, în fața cărora simți o dificultate imensă de a le juriza. Fiecare membru din juriu simte problema că nu știe ce să spună când trebuie să vorbească. Apare Kiarostami care zice: dar ce-ar fi dacă noi aceste filme nu le privim ca o operă de artă propriu-zis, dar ca o experiență pe care studentul a trăit-o, ceva de genul ăsta. Și așa Scorsese a zis că aici stai pațanul. Ei s-au împrietenit, ei au devenit prieteni foarte apropiați. Scorsese, când i-a văzut filmele, a zis că i-au trezit sentimentele pe care el le-a primit de la filmele neorealismului italian când el le-a văzut având 6 ani. When I see the olive trees, and I see ABC Africa, where is the home of my friend, or the wind will carry us, or any of these pictures, the last section of five, the fifth episode, I think. I found that purity again. I found that I wanted to spend the time with the people in these films. It was like a cleansing to spend time with the spirit of those films, those worlds, the spirit of the artistry which makes me see people in the world in a new, refreshing and hopeful way. De aici să înțelegi asemănarea, sau mă rog, cum și-am spus, că mult inspirat din neorealism italian în genere, valul iranian. Ei în ultimii ani ei aveau foarte des tot felul de workshop-uri, comunicau permanent și așa mai departe. Scorsese, despre Kiarostami, reprezintă cel mai înalt nivel de artă în cinema. Michael Haneke admiră opera lui Abbas Kiarostami ca fiind printre cei mai buni dintre orice regizor în viață. Grupul de critici al The Guardian l-a clasat pe Kiarostami drept cel mai bun regizor de film non-american contemporan. Foarte puțini oameni au claritatea creativă și intelectuală pentru a inventa cinematograful din elementele sale cele mai de bază. El moare în 2016 și, ca să vezi, în 2017 apare ultimul film al lui. El lucra la acest film, a murit și fiorul lui Ahmad Kiarostami a terminat filmul. Și în 2017 apare premiera la Cannes. Acest ultim film se numește 24 de cadre. 24 de frame-uri. Filmul clasic se zice că o secundă are 24 de cadre, de frame-uri. Da? Și filmul ăsta se numește 24 de frame-uri. E foarte mult asemănător la acel 5 care l-am povestit, dar e și mai în... ultimul film din cariera lui pe care nu l-a dus până la capăt, în continuare îl văd ca o căutare la o formă cinematografică pură. El a încercat să conecteze fotografia cu filmul. Imaginează-ți că tu vezi o fotografie care e statică, da? Și tu ești la această imagine statică și te gândești, dar oare ce a fost până la și după imaginea care o vezi înregistrată în foto? Fotograf fiind,
a luat 24 de fotografii ale lui și le-a dat timp de ecran 4 minute fiecare. Și în aceste 4 minute, fotografia e animată. Ai o fotografie care se mișcă cumva, e un cadru static, dar nu e filmat, e animație. Și coloana sonoră foarte bogată, prin sunete, pe locuri este și muzică. Mai scurt, 24 de fotografii animate, a câte 4 minute fiecare, ăsta e filmul lui Kiarostami. Și dacă îi cunoști toată filmografia și ajungi la ultimul cadru din această, din acest film, da, ultimele 4 minute, acolo este un geam, după geam bate vântul, copacii se mișcă, pe masă vedem un calculator. Și în fața calculatorului este o persoană care doarme. Și de-a lungul acestei 4 minute, clar lucru, copacii primii, care îi observi cum se mișcă, în timp începi să-ți dai seama că în monitorul calculatorului imaginea care se află se mișcă și ea, încet. Și acolo e un cadru dintr-un film american cu un bărbat și cu o femeie vor sărute. Când pui la export sau când pui la render și el fac și se procesează și e ca frame cu frame buzile lor se apropie timp de 4 minute. Ca să aibă loc acest sărut în interiorul monitorului de pe masă. Și să apară inscripția. The end. Sfârșit. Dacă cunoști toată filmografia lui Kiarostami, știi că el niciodată n-a folosit în filmele sale săruturi, vulgarități. El a fost pur prin la nivel de conținut. Și uite, ultimul cadru din filmografia lui, filmul care măcar nici nu l-a dus până la capăt, doar aici apare un sărut și aceștia parcă schinui să pupe, știi, parcă e ca... Și când reușesc să o facă, apare inscripția sfârșit. Și asta e sfârșitul carierii filmografiei. Foarte frumos, nu? La final ce vreau să spun, dacă ești abonat a acestui canal, cred că ți-ai dat seama că canalul și activitatea pe care noi o facem este un omagiu a acestui om și filmele pe care le recomand de fapt tuturor, asta e trilogia Cutremurului, Close Up și Taste of Cherry. Dacă îți place Kiarostami și vrei să mai vezi ceva din experimentele lui, atunci 5 și 24 de frame-uri, ultimul lui film. Forces you to feel more joy than you can bear.